Noua campioană României la fotbal, Farul Constanța, și-a anunțat deja programul de pregătire înaintea noului sezon competițional. În timp ce Dinamo și Uta abia au intrat în vacanță după meciurile disputate la baraj, pentru marinari aceasta este ca și terminată. Doar două săptămâni mai au la dispoziție elevii lui Hagi pentru relaxare, pentru că revenirea lotului va avea loc pe 15 iunie tot atunci vor face și vizita medicală, urmând ca în acea zi să fie programată și plecarea în primul cantonament din această vară la Poiana Brașov până pe 23 iunie. Practic, farul este prima formație din Superliga care va începe pregătirea, în principal datorită parcursului european, care va debuta din primul tur al Ligii Campionilor. În acest prim stagiu vor avea loc și două jocuri de verificare împotriva unor adversari care urmează să fie stabiliți în perioada imediat următoare. După pregătirea din Poiana Brașov, marinarii vor desfășura un al doilea cantonament în perioada 26 iunie-3 iulie în Polonia, la Opalenica. Fotbaliștii vor fi cantonați la hotelul unde au mai fost cazați Cristiano Ronaldo, Pepe, Nani și ceilalți internaționali portughezi cu ocazia campionatului european din 2012. În acest stagiu, jucătorii farului vor disputa și patru partide de verificare, câte două în zilele de 29 iunie și 2 iulie, contra unor adversari din Polonia și Cehia. Primul meci oficial al farului va avea loc pe 8 iulie pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, cu sepsi OSK din Superliga României. Trei zile mai târziu, marinarii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.